Cum priviți voi la Starcom mișcările care se petrec acum în piața media, în special la televiziuni? Vorbesc despre șocurile de la Pro, vorbesc despre situația de la televiziunile Intact, unde patronii au dificultăți cu legea, dar și absorb pe bandă rulantă vedete de la Pro, situația de la Prima, unde s-a schimbat acționariatul și nu se știe încotro se îndreaptă, de la TVR. E o perioadă foarte agitată, cred că de mult n-am mai văzut o perioadă în care schimbări atât de mari să se întâmple la trei din stațiile importante. Cred că Canal a rămas așa un pilon de stabilitate în perioada asta. Pro are schimbări importante, Intact, cum spuneai tu, trece prin niște mici probleme. Ce facem? Monitorizăm, evident, audiența pe care aceste stații o livrează zi de zi. Din fericire, modelul de plată, să spunem, și de remunerare a serviciilor de publicitate este pe bază de audiență și, din nou, you pay what you get. Dar asta facem, monitorizăm. Nu văd o schimbare majoră și semnificativă într-un termen scurt și mediu, pentru că toate aceste stații sunt stații cu branduri importante în spate care vor avea o anumită latență. Chiar și schimbările de la Pro TV nu se vor reflecta instantaneu în audiențele pe care le livrează această stație. Mă aștept poate la mici schimbări din anul viitor. Asta e, mergem cu valul, sunt schimbări care sunt în afara puterii noastre de influență, nu putem face decât să monitorizăm atent evoluția fiecarei stații. Deci să înțeleg că voi ca agenție vă uitați la ce se întâmplă în piața de televiziune ca un telespectator, nu găsiți niciun element de oportunitate sau de dificultate? Din nou ne-am ferit să acționăm oportunistic, pentru că de multe ori genul acesta de acțiune poate să aibă efecte secundare neplăcute și pentru noi și pentru clienți. Până una alta, segmentarea audienței livrate de aceste stații este una stabilă. Mixurile de stații pe care le-am făcut pentru clienții noștri la începutul anului încă se dovedesc foarte eficiente. Deocamdată nu vom lua acțiuni oportunistice apropo de aceste schimbări. Vorbeam acum mai multe luni cu un om dintr-o televiziune medie, mică spre medie, care spunea că pe ei nu interesează ce se întâmplă cu Ordonanța 25. Motivul lui era că veniturile stației nu proveneau atât de mult din publicitate, nu proveneau din publicitatea tradițională în mod semnificativ, ci din alte surse, cum se întâmplă în multe stații din România. Ce vă spune situația asta de pe piața locală de media, în care mulți furnizori nu depind de publicitate, ci de alte surse de venit? Cum e afectată piața din cauza? Bine, acum nu cred că este o chestiune care s-a discutat extrem de transparent. Ce am întrebat. Acum, dacă aceste surse adiționale de venit din nou sunt niște surse transparente, legale și contabilizate, este foarte bine pentru ei că și-au diversificat portofoliul de servicii. Din punctul meu de vedere, jucătorii importanți depind de veniturile care vin din publicitate și îmi place să cred că așa este și nu vreau să comentez mai mult de atât. Dar există distorsiuni în piața de publicitate provocate de alte interferențe în media ca surse de venit? Probabil că da, dar din nou nu e treaba mea să comentez asta.